Cetățenii, locuitorii care locuiesc în proximitatea acestei gropi spun că în continuare și pe tot parcursul verii și a temperaturilor caniculare care știm că au existat, din acea groapă răzbat niște mirosuri, practic pe românește pute. Din informațiile pe care le avem noi, groapa a fost, locul de îngropare a fost făcut conform manualului operațional. Stratul de pământ a fost de cel puțin un metru și jumătate pus deasupra animalelor. Dacă s-a întâmplat așa, probabil nu știu dacă s-au montat țevi de ventilație pentru cadavrele de acolo. Asta este. Proces natural. Da, da. Deci locuitorii de acolo n-au decât să se învețe cu mirosul sau să... Păi, și când au fost oile vii, au suportat mirosul, la un moment dat oile s-a întâmplat să fie nevoie să le eutanasiem. Cu mirosul de oaie au crescut de viață întreagă, dar cu mirosul de putrefacție nu cred că sunt tocmai familiarizați. Da, din păcate, astea sunt posibilitățile în România la ora actuală. Nu știu dacă doar în România. La un moment dat ești nevoit să faci măsurile astea într-un focar, într-un termen cât mai scurt și facilitățile de incinerare te limitează. Este aproape imposibil să aduci facilități sau să direcționezi lotul de animale către un lot de incinerare la mare distanță presupune un risc de difuzabilitate a bolii atât de mare încât ești nevoit să recurgi la astfel de soluții. Mai mulți locuitori din Clopodia care au ghinionul de a avea case aproape de groapa în care au fost îngropate sute de oi se plâng de faptul că trebuie să îndure un miros greu de putrefacție. Doctorul Cristian Laurențiu Mortasivu, director general al Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, spune că locuitorii trebuie să se învețe cu mirosul, deși recunoaște că transportul oilor infectate cu pesta micilor rumegătoare poate duce la răspândirea virusului. Totuși, în a doua acțiune de ucidere, exact așa au procedat. Al doilea lot de oi omorâte s-a dispus această transportare către un abator, spunând dumneavoastră că ați ales această variantă pentru a nu mai călca oamenii în sânge, în tot ce era pe lângă acea groapă. Vă întreb, la Ionuț, în fața porții am văzut descinderi impresionante de autorități. De ce nu s-au folosit aceste autorități pentru a împrejmui zona și pentru a nu mai lăsa orice cetățean să calce în sângele oilor infectate? Da, ar putea să vă răspundă unitatea locală de sprijin de ce n-au reușit să, nu s-au gândit să facă un cordon viu în jurul acelei gropi și au ales să îi desfășoare la poarta lui Ionuț Curtușan. Deja cred că mergem în derizoriu și interviul, adică întrebările dumneavoastră, încep să aibă un sens către o altă direcție. Deci, mi se pare pertinente. Dacă vi se pare pertinent să fi făcut un gard viu, primăria Oateu, în jurul acelei gropi și să nu fi din oamenii care au fost la poartă la Curtușan, da. Dați-mi voie să motivez întrebarea. Dați-mi voie să unității locale de sprijin. Nu, eu doar vă întrebam pentru că cumva dumneavoastră v-ați asumat un risc mai mare de difuzare a virusului în momentul în care ați încărcat în acele camioane oile și le-ați dus la o distanță de peste 70 de kilometri. De aceea v-am întrebat. Nu sunt 70 de kilometri, distanța este mult mai mică, se apreciază, cred că undeva în jur de 30 de kilometri, poate chiar mai puțin. Distanța se apreciază nu pe cale rutieră, se apreciază în linie dreaptă până la locul de destinație. Fenomenul media pe care Ionuț Curtușan, dumneavoastră, presa l-ați creat, a atras atât de multe persoane în zona respectivă și atât de mulți privitori, încât am considerat, la nivel de CLCB, bineînțeles, că este o soluție mult mai bună să abatorizăm, să neutralizăm acele carcase pe un alt culoar decât îngroparea. Este o soluție mult mai costisitoare, nu este o alegere facilă treaba asta, pentru că, în primul rând, abatorul se expune unui risc epidemiologic. Acolo lucrările se fac de dezinfecție prealabilă și după abatorizare se fac cu o minuțiozitate desăvârșită și cu niște costuri pe măsură. După aia, carcasele obținute trebuie să meargă la unitate de neutralizare. Când au procedat corect autoritățile în acest caz, rămâne să concluzionați fiecare în parte.